Bună ziua și bine ați venit la canalul nostru Iași TV Live și la programul nostru Dileme Morale și Etice, argumentate pe testament, filosofia și știința largă. Astăzi avem invitați deosebiți special și mă bucur foarte mult să le prezint. Primarul municipiului Iași, bună ziua domnul primar și bună ziua tuturor, mulțumim. Domnul Mihai Mennic, elev în clasa 12-a la informatică Iași, care a participat și la o competiție internațională de robotică. Bună ziua și bine ai venit, Mihai! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur și eu să te am ca invitatul nostru. Pot să adaug despre tine, Mihai, că și-ai luat primul loc și medalia de aur la această competiție și ai primit și chiar de medalia de la Guvernul România când v-ați întors cu toată echipa. Felicitări! Mulțumim! Subiectul nostru astăzi este un subiect deosebit. E vorba de robotică, care vine din domeniul științei exacte. Cuvântul robotică e de limba rusă, robota, care este referit la muncă. Explicația de robota este muncă. Robotica este un subiect multidisciplinar. Robotica aduce multe soluții tehnice în industrie, bazat pe inteligența artificială. Cu ajutorul robotica putem face diferii între bine și rău. Adică cine putem afla mai ușor cine e un om bun, cine este un om rău, sau un mediu medical și alte lucruri. Tot la fel, există în robotica un subiect nou și tânăr, evoluția biologică. Vreau să întreb pe domnul Mihai, Mihai, oare robotica să ne schimbe pe toți, medici, profesor, instalator și așa mai departe? Să ne schimbe nu, dar să ajungem într-un punct în care să evoluăm mai mult, da, pentru că robotica nu o să ne înlocuiască joburile, doar o să ne creeze alte joburi mai nou, vrând nevrând, făcându-ne să evoluăm. Și avem exemple perfecte deja în țară, la noi în România, avem deja fabrici de roboți care produc lucruri, care să spunem că înlocuiesc aceste joburi ale oamenilor, dar oamenii tot rămân acolo, oamenii trebuie să rămână acolo, să aibă grijă de roboți și să-i facă să lucreze și mai bine, adică nu. Aș ruga să te prezinți înainte ce continuăm cu același subiect, da. Să povestești puțin despre realizările tale și etc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Chirica că a reușit să vină aici astăzi cu noi și să ne ajute foarte mult, mai ales cu centrul de robotică care urmează să deschidă în Iași și va fi un lucru foarte fain. Am 18 ani, sunt la liceul de informatică din Iași, am început robotica acum 9 ani. Când efectiv nu exista nici definiția asta în România, am avut noroc de un domn profesor care a venit, m-a rugat, am început să descoperim împreună tainele roboticii și adevărul că nici nu prea aveam, părinții mă lăsau seara, n-aveau unde cum să mă ia de la școală, stăteam cu profesorul respectiv până pe la ora 8-9 seara, lucram la roboți, mă ducea acasă, era o legătură foarte, foarte strânsă. Și după am început să continui și mai mult la un alt nivel în clasa 9, când m-am transferat la liceu de informatică. Acolo efectiv am descoperit robotica la alt nivel, pentru că deja am început să participăm, să ne pregătim pentru cea mai mare competiție din lume de robotică la nivel liceal, First Excellence. Și așa am reușit să mă dezvolt, am stat acolo în echipa respectivă aproximativ 2 ani, până când am zis că vreau să fac și ceva al meu, să mă pun pe propriile picioare și să încep să dezvolt lucrurile astea exact așa cum le-aș gândi eu și cum aș vrea să văd ceva schimbat în țara asta. Pentru că dacă vrei o schimbare, fii tu schimbarea respectivă, ca să poți să-i vezi și pe ceilalți cum se schimbă, în primul rând. Și de un an, aproximativ un an jumătate, am început să ne dezvoltăm noi cuarțul și am reușit să facem chiar lucruri foarte interesante pentru zona Iașiului. În primul și în primul rând am reușit să facem cel mai mare eveniment de robotică din România, unde am strâns efectiv foarte mult, foarte multe echipe, foarte mulți licei din toată țara, am avut speaker, am avut cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, am avut speaker de la divizia de robotică de la Mercedes din Germania, am avut foarte mulți, inclusiv de la NASA, adică am început să ne dezvoltăm foarte mult și să facem un grow up pentru societatea de aici. Am înțeles, Mihai. Am onoarea să povestesc că ieri am avut o zi foarte interesantă. Poate povestești tu, de ce eu? Da, ieri am avut o zi extraordinar de interesantă. Sunt foarte entuziasmat pentru faptul că am reușit cu domnul Chirica. Adică, în primul și în primul rând, ideea de bază pe care o are dumnealui e foarte, foarte faină, mai ales pentru comunitatea noastră, pentru că o să reușim să facem un lucru care la noi în țară nu prea atât de bine dezvoltat, ca să spunem așa. Și reușim să facem noi primii pași, să fim pionieri, să schimbăm, să începem să schimbăm un lucru. Am reușit să ne luăm o parte într-o clădire unde să facem un hub, vrem să facem... Așa este, un centru, să-i zicem. Exact, exact.
un centru poate chiar mai mare, cel mai mare din România pentru elevi destinat. Să integrăm toate aceste inițiative la tinerii generații, dar revenind, și eu vreau să te felicit. Mulțumesc, mă. Acum, știi, există acest trend pe care fiecare om politic îl are sau demnitar în general, de a exploata, între ghilimele, succesul celor de lângă el. Eu nu vreau să fac lângă acest lucru, sincer. Eu te felicit pur și simplu, fără să te ating. Nu vreau să te stric. Și faptul că ați muncit, și nu e prima oară când ne vedem, de când ai venit cu roboțelul Maria, da, dacă îți amintești, da, cu primele teste, și am spus, hai să-i lăsăm, să nu încurcăm, doar să-i sprijinim cât putem de mult, iar în momentul în care va trebui să venim ca o velă care împinge mai departe acest vas, să o facem cât se poate de discret. Vrem să înființăm la Iași un centru de robotică pentru școlari. De ce? Am lăsat partea universitară, se va duce spre ultra-specializare, acolo se va întâmpla în mediul universitar fiecare pe specializarea sa, dar noi vrem să creăm așa un curent local, la nivelul municipiului, în toate școlile, și probabil că vom putea să acumulăm și experiența sau talentul și altor elevi în afara municipiului, astfel încât să putem dezvolta cât mai mult acest sector. Nu noi am inventat roboții, dar nici n-am fost străini de ei. Noi românii, noi ingineri români ca națiune, vă vorbesc de data aceasta. Eu m-aș întoarce un pic. Robotul este o sculă, o unealtă, mai deșteaptă decât patentul. Că face mai mult decât să învârtă o sârmă sau un șurub. A făcut parte, să spunem, din primele linii de fabricație, primii roboței introduși de japonezi, în special în industria automotivă. Și mai departe s-au diversificat, ajungând astăzi avem roboți care te învață din nou să mergi. Datorită unor accidente, a unor tragedii, încep să te învață să mergi, nu ți-au intrat în minte, dar îți prea o parte din abilitățile tale fizice, neuromotorii, și ușor, ușor, împreună că începi să ți le redobândești. Trăim vremurile în care robotul va face parte din viața noastră aproape peste tot. Ne vom întâlni cu el în bucătărie, la film, ne va saluta la intrarea într-o sală de spectacol, ne va scana, ne va oferi o cafea, un ceai, ne va răspunde la o întrebare, ne va răspunde în general la multe întrebări pe care ne le vom pune de-a lungul timpului, va deveni baza noastră de date mobilă, se va plimba cu noi în mașină, ne va lua o parte dintre sarcini și va încerca să le rezolve cât mai docil, conform softului pe care noi l-am creat. Dar nu ne va lua locul. Ce e aceasta, partea emoțională, partea sentimentală, partea românească? Unde, dar nu e nevoie. Nu trebuie să aibă nicio parte sentimentală, pentru că nu poate să substituie ființa umană și nici nu trebuie să ne ducem cu mintea până acolo. Restul sunt filme, trebuie să visăm, dar trebuie să ne limităm cu gândul cât va putea să facă această mașină. Foarte mult. Extrem de mult. Și aștept și eu să văd când îmi voi lua primul roboțel care tunde iarba, să-mi iau de grijă, care în momentul de față există și... Roboțel care curță în casă. Roboți care aspiră, roboți care tund iarba, și roboți de bucătărie, robotul telefonic care să răspunde la diverse răspunsuri presetate, etc., etc. Prin urmare, suntem în era roboticii. Cine înțelege lucrul ăsta și dezvoltă de la început aceste abilități? Pe fundamentul unor generații care, sigur, noi acum am putea spune că facem schimbul de generații. La noi roboțelul însemna foarte puțin la vremea la care eram de 18 ani. Nu era străin, dar nu însemna foarte mult. Linii robotizate existau și atunci. Dar cred că e timpul să predăm ștafeta către ei, să-i susținem și să-i lăsăm să viseze mai departe decât am făcut-o noi. Asta se va întâmpla în școala românească cu copii talentați care muncesc, așa cum spunea și Mihai. Zeci de ore, sute, mii de ore care s-au acumulat la început în niște laboratoare extrem de rudimentare. Și te rog să amintești numele profesorului care te-a îndrumat prima oară. Prima și prima dată m-a îndrumat domnul Hasan Ciolac. E un domn de la școala din Cluj acum. Da. E foarte, foarte fain omul respectiv. Și acum în clasa nouă, când am început să am grupul ăsta mai mare, am avut-o pe doamna Țibu Mirela de la liceu de informatică. De la Moisil, care de altfel doamna coordonează în continuare centrul de robotică de la școala Moisil, dar nu este singurul. Echipa Iași poate să fie o echipă mult mai complexă. Revenind de la centru de robotică pentru ele pe care vrem să-l înființăm la Iași, nu este o idee care a izvorât datorită premiului lui Mihai, dar Mihai prin premiul său a accelerat acest gând și arată faptul că le trebuie teren. Sunt foarte buni, dar au nevoie și un teren de desfășurare. Ce dorim să facem acolo? Pe o suprafață rezonabilă,
Vrem să înființăm laboratoare de robotică pentru elevi. Vrem să avem săli de curs pentru elevi în care să aducem speaker de cea mai bună calitate. Vrem să avem un spațiu de competiție pentru concursurile la care ei vor participa și pe care să le putem desfășura și acolo. Și spații în care se poată crea, să spunem, după școală, după ce își termină cursurile sau chiar în timpul cursurilor, să reușim să dezvoltăm acest trend în municipiul Iași. Am pus bani pentru asta, vrem să reabilităm complet acel spațiu, avem 300.000 de lei, după care începem să ne dotăm. Trebuie să avem sala cu imprimante, sala cu dispozitive, sala de prezentare, sala de lucru, cu toate echipările necesare pentru ca elevii împreună cu profesorilor să facă performanță din acest lucru. Sigur, spre bucuria celor care se uită deja cu mare jind către ei în încercarea de a-i transborda peste hotare. Noi n-am vrea să facem lucrul ăsta, noi am vrea să-i facem prețioși de calitate pentru România. România poate să dezvolte, să spunem, o industrie a roboticii de calitate, are cu cine. Cibernetica nu este străină pentru noi, atât pentru cei care suntem în țară, dar și pentru cei care sunt afara granițelor țării, prin urmare putem să dezvoltăm aici. Domnul Mihai, pot să spun și eu că mă bucur foarte mult pentru că sunteți implicați și ajutați. Pot să vă vestesc, Mihai, ieri când ne-am întors de la când am fost în Cluj și am vizitat spațiul, a fost așa de bucuros ca un copil mic. Da. Era emoționant, bucuros, am intrat ce în pasiunea asta și în visul lui de acum și-a imaginat cum a să fie acolo. E ceva splendid, ne-am bucurat foarte mult amândoi, în special Mihai, bineînțeles, care e de domeniul ăsta. Mihai, vreau să-ți mulțumesc că a fost profesor, totdeauna profesor, rămâne profesor toată viața, că ții minte profesorul și le-ai, cum domnul Mihai, cum domnul primar, te-a rugat să le aduci aminte, să povestești de ei și le-ai lăudat. Și e foarte important când un elev respectă profesorul care l-au coordonat și l-a dus înainte. Mulțumesc pentru acest lucru. Domnul primar, cu această ocazie, vă rog, sunt sigur că aveți anumite întrebări pentru domnul Mihai, v-aș ruga să le adresați. Da, sunt întrebări, sigur, n-am să intru în partea tehnică, n-am să vorbesc ca un părinte, nici pe departe, ci l-aș întreba pe Mihai ce ar trebui să facem noi. Noi, generația celor adulți care avem și capacitatea de a decide, cum sunt și eu ca primar, ca voi, generația voastră, cei care de mâine veți intra pe băncile universităților, să rămâneți în țară, adică să doriți acest lucru, nu neapărat ca o obligație, ci pur și simplu ce ar trebui să faci, cum să transformăm noi țara asta, astfel încât voi să gândiți de la început ca prima opțiune să fie România. După care, sigur, câmpul este larg și opțiunile pot fi diversificate, vă îndrăgostiți, apare și iubita cu o opțiune și se mai pot schimba lucrurile. Dar prima opțiune, când te gândești la viitorul tău, deodată să-ți vină în minte, domnule, vreau în România. Ce ar trebui să facem noi? Primul și în primul rând, cred că ar trebui să schimbăm puțin anumite mentalități. Am colegi care deja au ajuns la facultate și au început să-mi spună, ok, bun, ar trebui să fie profesorul puțin mai open-minded, să fie mai deschiși, să treacă puțin mai tare de elevi. Și în a doilea rând, cred că cel mai mult ar fi să dezvoltăm centrele astea foarte mult, să oferim lucrurile care sunt poate în afară, deja să le oferim aici, sau poate să oferim chestii care nu sunt în afară și putem să le facem noi primii. Pentru că inclusiv și eu, noi, în anumite proiecte pe care le-am început și alții deja nici nu știau ce înseamnă lucrurile astea și le începusem noi primii aici în România. Deci se poate face ceva aici. Țara are un potențial extraordinar de mare și ar trebui dezvoltat în primul și în primul rând pasiunea fiecărui tânăr. Ar trebui implementat lucrul ăsta de dezvoltare personală ca fiecare tânăr care vine la liceu sau așa, poate chiar și mai mic, să înceapă să-și descopere pasiunea, pentru că asta contează foarte mult. Odată ce ai reușit să-ți descoperi pasiunea și să înveți să investești în ea, o să reușești să faci efectiv tot ce vrei, pentru că dacă ți-ai impus în creier că vrei să faci un lucru, nimic nu e imposibil, totul e posibil. Dar întorcându-mă la întrebarea mea, să spunem, să avem niște profesori puțin mai flexibili, poate, din acest punct de vedere, bănui că reușesc să se adapteze foarte ușor și la trendul vostru, poate mai exigenți, așa cum ai spus tu, în special în pregătirea preuniversitară, dar ce ar trebui să facem noi, adulții, ca prima opțiune a ta când te gândești la viitorul tău, să vină ca un cuvânt nescris, dar în mintea ta imediat să spună România, țara,
în primul rând aici să-ți dorești? Ar trebui mai multe lecții de patriotism, poate. M-ar duce foarte mult într-o zonă de, aș spune, susținere, pentru că sunt foarte mult. Noi și noi când am început de la zero și am avut foarte mai multă implicare a adulților în traiectoria voastră. Dați-ne puțină încredere educativă. Și lăsați-ne să vă arătăm exact ce putem să facem. Să vă oferi mai multă încredere. Da, mi se pare absolut rezonabil acest lucru. Să vă oferi mai multe opțiuni în țară. Exact. Să aveți de unde alege. Poate să vorbim mai frumos și mai des despre România, de ce nu? Într-un context cât se poate de civilizat, european, democratic. Și eu cred că așa ar trebui, fără să exacerbăm niciuna dintre direcțiile respective, dar fără să le anulăm unele pe celelalte. Cred că mi-ai răspuns la întrebare. Moș, eu vreau să adaug și eu, dacă se poate. Într-adevăr, susținerea e foarte importantă, în special pentru tineret. Copiii tineri care și visați în alce, vreți să ajungeți și sunt sigur că să contribuiți foarte mult pentru dezvoltarea orașului și România, toată țara. Dar patriotismul nu e rușine. Trebuie de multe ori să ne întrebăm și noi numai ce țara poate să facă pentru noi, ce putem face noi pentru țara. Mi se pare că e o întrebare legitimă, importantă, că să nu uităm un lucru. Și face parte dintr-un discurs celebru al unui președinte american. Categoric, care a spus să nu uităm un lucru, că fără casă, fără țară, suntem ca o frunză în aer, nu avem nicio valoare. Și chiar în zilele noastre, destul să ne uităm ce se întâmplă în anumite țări în care oamenii și-au pierdut casa, și-au pierdut țara. Vai de capul lor. Ferească Dumnezeu, nu avem voie să aducem în discuție și mă uit și eu cu maximă atenție, sunt și interesat de subiect, cu ce se întâmplă în Afganistan. Uh-huh. Și m-am uitat pe niște filmări, vreau să văd chipul cetățeanului afgan. Cum arată el ca înfățișare? Cum zâmbește, cum plânge, cum arată ochii săi, și îmi dau seama că sunt niște oameni extraordinar de rezonabili din punct de vedere al viziunii european față de un cetățean de pe alt continent. Și cât de dramatic este să-ți dorești să fugi din țară chiar și agățat de trenul de aterizare a unui avion. Deci este enorm de grav. Înseamnă că au o clasă politică care nu-și merită cetățenii. Și din păcate și noi am trecut prin această tragedie și speranța mea ca și un politic din România este să facem o clasă politică care să-și merite cetățenii. Ca tu să-ți dorești să fii în țara ta. Vreau să fac o paranteză. Am participat fizic la zilele Ierusalimului într-un an, cred că în 2018. Da. Am văzut cu cât patriotism fiecare evreu din Ierusalim își sărbătorea orașul cu steagul Israelului, cu imnul Israelului, fără să fie împuns din spate, fără să fie chemat. Ieșeau toți din scara de bloc, din casa lor și vorbeau frumos despre orașul lor și țara lor. Deci eu cred că așa trebuie să facem cu toți, să vorbim frumos despre orașul nostru, despre țara noastră și să încercăm să aducem acest patriotism absolut firesc, pentru că țara la un moment dat te va chema să-ți dai viața pentru ea. Nu pentru ea țară ca și formă juridică, ci pentru istoria ei, pentru părinții care trăiesc alături de noi, pentru viitorul copiilor noștri. Prin urmare, trebuie să cultivăm aceste lucruri. Tu o faci pentru că tu ai făcut ceva pentru țară. Adică tu ne-ai reprezentat acolo cu tricolorul României, într-o competiție în care unii străini și chiar americani s-au retras de frică că tu o să-i învingi. Care nu înseamnă foarte mult curaj pentru ei. Dar arată foarte clar că ți-au recunoscut valoarea, capacitatea a ta și a echipei pe care ai coordonat-o, a echipei României, și practic ai reușit să aduci tricolorul României într-o competiție unde se confruntă mințile, nu mușchii. Și pentru asta vreau din nou să te felicit. Mulțumesc, mă emoționez foarte mult. Să nu mai aduc aminte și istoria poporului evreu, al doilea război mondial, ce înseamnă țară, ce înseamnă casă, revenirea, rediscat-o țara de la început. Și mă bucur totdeauna pentru relațiile speciale, că este între România și Israel. Și frățierea orașului cu domnul primar, care a făcut-o cu Ajdod, cu Haifa și curând cu Ajdod, să faceți cu Natania să liniștească situația cu virusul și să putem pleca. Sigur. Un popor frate, putem să-l numim, având originile comune și pe care trebuie să le continuăm. Timpul trece foarte repede și am ajuns la finalul de prima parte. Și cu ocazia asta vreau să vorbesc de un om de afacere foarte important,
domnul Yair Golan din Ashdod, din Israel, care în cadrul că este frățerea între orașele, îmi interesează foarte mult robotica, vrea să colaboreze și vrea să facem și schimbul de delegație, să vorbim și cu domnul primar, domnul Mihai, să te rog, domnul primar, să vorbeți și cu domnul Lasri, doctor Lasri, primarul Ashdodului, să facem și un schimb de delegație tineret cu robotica și cu subiecte care sunt deschiși. De altfel face parte din protocolul nostru de colaborare și orice altele. Și domnul Ergolan transmite succes și vrea să doneze o sumă, cred că e vorba de vreo 2000 de lei, care să o doneze. Eu am să încerc prin WhatsApp, totuși, dacă putem, prin WhatsApp să intru prin cameră, totuși, dacă nu se poate, prin adresa, că n-a reușit să ajungă la canal. Și poate un cuvânt că ar fi bucuros să salute pe toți. În pauza să încerc să iau legătură cu el. Doamne și domnilor, ieșim la o pauză de publicitate. Vă rog, rămâneți cu noi, că revenim imediat. Vă mulțumesc!